V-am căzut la un moment dat că poate ne va veni cineva din familie. Mamă, deci așa surpriză, chiar nu ne așteptam un om nou în fermă. Ajungem în dreptul porților și vedem o scenă. Observ o scenă mare cu câțiva oameni și instrumente muzicale. Am zis că nu cred că e posibil așa ceva. Nu am recunoscut din prima partistă. Că am văzut-o pe Feli. Clar, zic, concert, super, cineva nou. Ne distrăm. Tu ești acolo să mă ridici și-mi place așa de tare. Tu adus soare în sufletul meu. Îmi place așa de tare. Am nopții de culoare. Cu tine pot fi eu. Le-am desenat pe toate în creioane colorate. Am veselul meu și eu. Cine nu știe piesele lui Feli? Cine n-a bucit pe piesele ei? Adică pe bune, melodia aia pe care o știm toți și ne răsună în urechi și la radio și peste tot? Ce tare mă bucur să petrecem pașele împreună! Uai, ce mulți am zis! Sunt disperată după voi, nu mai vreau! Și noi! Să știți că m-am gândit mult de tot ce surpriză să vă fac cu Cristi de Paște. Și ne-am gândit așa, să luăm pe cineva care nouă ne place foarte tare. Ascultăm în ruloata. Am hotărât cu Cristi să vă aducem pe Feli, să vă țină un concert, o să stea... Îmi place foarte tare cum cântă Feli și îmi place de ea așa ca om cum este. Știu că o să asociați asta cu Feli, nu cu mine și cu Cristi, o să fie, bă, când a venit Feli. Am avut cea mai tare masă de Paște. Am uitat și de Feli și de concert și de tot. Acasă sunt vegetarian, dar aici am pofte de toate felurile, deci... Mulțumim! Ai de capul meu! Doamne, deci nici nu știu cu ce să încep! Deci disperat, nu știu ce să mănânc. Nu știu ce să mănânc. Foame. Puneți! Că la mamă acasă. Am simțit că suntem în familie, a doua familie, aici la fermă. Aș vrea să ciocnesc un pahar cu voi, pot? Ca să mă da! Da! Vreau să mă bucur de voi fiecare moment, sunt așa... Mulțumim frumos, Mihaela și Cristi, pentru surpriza deosebită da. Care ne-ai făcut-o astăzi. Mulțumim, Feli! Feli, o surpriză și abia așteptăm să ne distrăm în seara asta. Și să dea bunul Dumnezeu ca Paștele să ne umple sufletul plin de bucurie și de iubire. Pentru nou început! Vă rog frumos să vă așezați, oameni buni. Hai să mâncăm și noi să ne bucurăm de ziua asta. Că cine știe când mai prinde mura așa frumos și masa plină și Feli. Băi, fermier, eu am prins pe mandatul meu. Cred că am combinat tot ce era acolo și anume, la un moment dat știu că am mâncat cartofi, după care am mâncat pască, după care m-am întors la cartofi și apoi la carne și... era pască și, nu știu, am făcut niște combinații interesante. Noi în fermă combinăm grișul cu mălaia, adică la ce vă așteptați? Doamne, da! Da, ce poftă tare! Bună să aveți. Tot ce vezi, felinare, podeaua, masă, scaune, o să vezi pe sus dulapuri, paturi, toate sunt făcute de oameni ăștia. Am venit când era zăpadă și uite că a venit soarele. S-a venit zăpada. Mă, e bun ce mâncați, mă, sunteți fericiți? Da! Da. Cu toate felinare! Mai vorbim! Cel mai mult de la masa de Paște îmi place drobul. Nu mă omor nici cu drobul, nici cu carne de miel, dar în schimb asta are un gust genial. Mi se mor, deci eu plâng la piesa asta. Bă, poți să plâng. Hai să-mi spună așa. Fetiță, eu te știu din vreme. Mai vede unde vă mă trec. Amă, că a fost frumoasă surpriza, mă. Da, mă lasă mă. Decizie totală. Mă uit la Feli, iau o bucătură. Mă uit la mâncare, ascult un pic din Feli. Deci un adevărat festiv. Deci n-aș fi de ce să mă bucur mai tare. Are stomacul acum. N-am mâncat foarte mult, dar n-am mai mâncat de mult. Asta este problema. Ba, la fermă! Nu aveți idee ce mult îmi place Feli. Îi știu toate melodiile. Și îmi place așa de tare. Tu aduci soare în sufletul meu.
adevărat artist. Hai să ne luăm mai sa un loc cu ea, să luăm cu ea. Hai să dansăm, mai. Inima ta e castelul tău, îl țin curat și hai, Billy, hai cu mine. A uitat într-o totul de mine, m-a început să o pupe și n-am mai vrut să mai implic, să stau pe margine. Da, bine, eu și cu Pastram știe că am avut mereu o relație specială de frăție, de prietenie, nimic mai mult între noi. Muzica pe care o cântă Feli, pentru mine este plină de mesaje care mi-ajung direct la suflet. Cine n-a fost îndrăgostit, cine n-a fost trădat, cine n-a avut o ceartă nebună. Pastramă vine, ba la mine să danseze, ba la Otilia, ba oarecum așa mai încerca și cu Shakira să mai danseze de la depărtare, numai pe Brigitte nu o bag în seamă. Atenția acordată de Pastramă tuturor fetelor o face pe Brigitte să-și iasă din fire din nou. La început simțea să fiu mutată Brigitte. Apoi, mutat stânga-dreapta, o văd pe Brigitte supărată, zic, am comis-o din nou, am mutată Brigitte. Mâine plec acasă. Ba da. Mâine plec acasă, ascultă-mă. Nu te ia nimeni. Mâine plec acasă. Te auzi. Dumnezeu să-i dea pe deasă. Brigitte nu cred că este geloasă pe mine. Ea întotdeauna a fost geloasă pe Ornela. Pastramă m-a învârtit, m-a amețit pe toate părțile, m-a dansat, vai de capul meu, a stat după capul meu toată ziua. Nu știu ce a avut azi. Eu sunt unealta răzbunării atunci când vine vorba de geloziile Brigittei. Hai, Pastramă! Melodie specială pentru îndrăgostiți și zic că dacă o comisie de tot asta, chiar cum omor. Melodia ta. M-am dus la ea și am spus, este melodia noastră, Brigitte, te rog să dansăm. Sau cine am vrut să facă primul pas, încă de la inițial nu aveam să merg să dansez, dar am zis, dacă tot mă duc, mă duc să iau pe Diana. Ați prins ideea, dacă Warrior Princess vrea ceva, așa se întâmplă. Ceva din mine m-a obligat să merg în Strotnie la Swing Villa Dance, deși știam că nu e foarte interesată de un dans cu mine. Am zis, ok, hai, dacă toată lumea a luat pe câte cineva, haide să fac și eu gestul galant. Îl văd pe Moro acolo, el cu bățul dansa singur, zic, Moro, treci la dans, nu se mai poate. Un vals este întotdeauna ocazia perfectă pentru a se forma cupluri. Cupluri reale, aproape cupluri și cupluri în devenire. A fost foarte mișto, poate că și eu aș fi dansat într-o altă situație, dar faptul că m-am învățat foarte tare cu soția mea și că nu este lângă mine, parcă nu prea vine mie așa. Mai mare până tot, m-a prins noaptea.
piesa Feli și cum cânta Feli și wow, șteream în sus. Deci a fost ceva extraordinar. Practic Moro e cel care dansează ca un posedat, ca să fiu cinstit. În caz că n-ați observat, Moro are același stil de dans, indiferent că, nu știu, că sunt manele, că e muzică house, că e rap, că e hip-hop, că e orice. Ce oaspete și nou venit, are un botez anume, botezul meu. Și acum o ghicitoare pentru voi toți. Pare ciudat că am urcat pe scenă și că am dansat acolo și am cântat O cămilă în deșert. Ce făcea gândacul în burtea lui Cămilă? Ce făcea gândacul? Am ținut neapărat să fac și eu pe acolo, să dau din fund și să fac dăgădân, dăgădân, dăgădân. Dădea din fund, nu? Dansat-o! Se juca cu nervii tăi! Feli! Era așa nedumerită, nu știa ce se întâmplă. Unde a nimerit într-o fermă cu oameni nebuni. A fost foarte frumos. Am uitat cu toții de supărări și în sfârșit ne-am simțit foarte bine în compania celorlalți. Mulțumim, Feli, mult de tot. Mulțumesc și eu. Vă pupăm. Mersi de iubire. Vă pupăm, am plecat. La revedere. Pa! Pa! Eu nu mai ne auzim. Din păcate, Feli pleacă, cu toate că ne-am fi dorit foarte mult să rămânem fermă.